cu o distribuție corectă, să spun, cu o distribuție corectă a notelor. Adică au fost și note în, până în 5, între 5 și 7 și peste 7. Da? În fiecare an au fost rezultate cam la aceeași distribuție de anul ăsta, la concursul de titularizare. De altfel, dacă... De altfel... De altfel, eu zic de altfel, dacă dumneavoastră vă aduceți aminte, în fiecare an dumneavoastră în presă ați avut aceleași titluri. Profesor din nota 2, profesor din nota 1 și nu mai știu ce. Deci erau titluri standard. Problema care se pune este că aceste titluri nu se adresează întregului corp profesoral, ci se adresează celor care au participat la concurs. Dacă vrem să vorbim anul trecut. Anul trecut s-a deja cei 30% care au peste 7 deja s-au fixat pe post, acum au venit alți solicitanți la statutul de titular. Deci nu mai vorbim despre cei care deja sunt titulari, nu? Și a venit cu un titlu general de genul 70% din profesori nu au trecut examen, nu, 70% dintre candidați care s-au prezentat anul ăsta n-au trecut de examen, nu? Așa este. Pentru că marea majoritate a postelor sunt ocupate deja cu profesori titulari. Vorbim de faptul că inspectoratul a spus la concurs acum 400 și ceva de posturi și 500 de posturi titularizabile sau nu. Deci sunt 100 și 80 titularizabile, da? Restul sunt fie cu viabilitate sub 4 ani, care nu puteau fi titularizate, fie acțiuni. Ei, și atunci dacă am 400 și ceva de posturi scoase la concurs, din 4.000 și ceva pe tot județul, da? Nu pot să generalizez, să spun, uite, tot sistemul de învățământ este la nivelul ăsta. Deși îmi place, să spunem așa, vrem să...